Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Corina Mârzac și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ochiul Public. O femeie modernă trebuie să jongleze cu foarte multe responsabilități, începând cu familia și terminând cu micile plăceri nevinovate. O viață dinamică este benefică pentru un psihic mereu tânăr, dar nu trebuie niciodată să uiți de tine. De ce este importantă prevenția în sănătatea femeii? Când trebuie, de fapt, să ajungem la un medic și care este importanța analizelor medicale de laborator? Vom discuta în cadrul emisiunii de astăzi alături de directorul unei rețele de laboratoare private, Petru Chițanu. Bună seara și bine ați venit la Noroc TV! Bună seara, bine v-am găsit! Dacă ar fi să facem o analiză din experiența de muncă a dumneavoastră, cât de des se adresează femeile la un medic și cât de des vin ele să facă un control de rutină, domnul Chițanu? Vestea bună este că oamenii au început să conștientizeze importanța analizelor medicale și vin din ce în ce mai des se adresează. Mai mult, sunt persoane care se adresează în 2-3 laboratoare ca decizia medicală pe care urmează să o iei medicul să fie una corectă. Bine, de când au început ei să conștientizeze acest lucru? Că spuneți că au început deja să vină la laboratoare. Dacă fac o referință cu 5 ani în urmă, medicii, probabil din momentul când acest instrument, dacă pot să-i zic așa, este mai accesibil și pentru medici. Medicina s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultima perioadă. Au apărut tehnologii cu marjă de eroare foarte, foarte mic. Și cu 10 ani înainte să făcea o analiză, să fiu înțeles corect, doar așa. Că posibilitățile pe care le are la ziua de azi medicul sunt mult mai mari. La modul propriu, laboratorul furnizează chimia, medicul având clinica, și aici intervine maestria medicului și în rezultat poate da un rezultat, un tratament corect. Și în felul ăsta pacientul este mulțumit de la medic. În caz că medicul nu are chimia corect, laboratorul corect, există riscul să ia o decizie nu corectă și atunci pacientul face un tratament care nu-l ajută. Bine, nu mai zic cu niște ani în urmă, medicul neavând laboratorul se uita la pacient și întreba, știți, clasic, cum spune, ce te doare aici? Așa. Domn doctor, mă doare aici, am simptomele 1, 2, 3 și el din experiență și din ăsta atunci dădea un tratament. Dacă îl nimerea, dacă era o problemă de ficat, să zicem, și mai avea noroc și de o substanță activă, de un medicament potrivit, atunci pacientul era mulțumit. În caz că nu, atunci pacientul revine la medic și spune, domn doctor, nu s-a rezolvat problema, vă rog să mai amnați. Și atunci medicul era nevoie, dacă nu e asta, e asta. Altceva, da? Și atunci, odată, pacientul ia antibiotici care ele fac nu numai bine, dar uneori ne atacă și alte, de cele mai dese ori și alte organe și din cauza asta importanța analizelor de laborator este foarte mare și asta o cunoaște orice medic și în ultima perioadă o conștientizează din ce în ce mai mult și pacienții. Bine, de ceea ce spuneți dumneavoastră era cu câțiva ani în urmă, dar și în ziua de azi, dacă mergem la 3 laboratoare diferite, facem analize, primim rezultate diferite. De ce se întâmplă aceasta? E din cauza aparatajelor? E din cauza mai multor factori? De ce da. Se întâmplă acest lucru? Avem discuții pe subiectul ăsta, este legat de calibrarea aparatelor și de normele de referință. O să încerc să vă explic într-un limbaj mai pe înțeles. Așa. Când dăm o analiză, avem un interval de referință în cadrul căruia trebuie să se încadreze analiza X, Y. De exemplu, noi lucrăm cu un echipament
un anumit, nu știu dacă pot să zic în cadrul emisiunii, un anumit tip de echipament. Fiecare echipament are marjele și atunci este și lucru cu, aici se duce lucru și cu medicul. El este cel mai împotrivă care să interpreteze marjele de referință. Regulă, ele sunt înscris, încadrate, dar oamenii nu trebuie să aibă frică. Deci un specialist bun poate interpreta. Nu se vedea o problemă foarte. Ține de echipamentul care se producătorului, uh-huh, care indică marjele respective. Dar nu, orice medic, chiar și pacientul, orice laborator, atunci când furnizează un rezultat, le are setate și ele sunt clare. Un specialist le poate interpreta ușor. Și un pacient, de ce nu, pe internet, dă un search, în ziua de azi este accesibil. Spre deosebire de bărbați, ce arată laboratorul dumneavoastră referitor la statistice? Femeile sunt mai responsabile în vederea efectuării analizelor medicale sau bărbații? Cine sunt mai responsabili? Tradițional, femeile, fiindcă ele au grijă. Pot să vă zic statistic. Vă rog. La noi, profilul pacientului, noi așa operăm, sunt în mare parte mămicile cu copii. Ponderea femeilor este net superioară. Dar să știți că și o chestie psihologică. Bărbații mai mult s-ar duce la imagistic, s-ar duce acolo să vadă pe un ecran ceva cum niște organe. Doamnele merg mai pe direcția asta. Probabil și din cauza că sunt mai responsabil. Așa. Probabil că și în mod cert și din cauza asta. Da, și sunt mai preocupate de sănătate. De sănătatea lor, da? Da. Dar mai des cu ce probleme se adresează femeile și care ar fi de fapt analizele de tub? Diferit, știți, omul vine, din păcate, iarăși zic, din păcate, nu vine profilactic să-și facă, ca să-și vadă sănătatea, să-și verifice indicatorii de sănătate. De regulă vine că are o problemă. Așa, deja când este instalată o problemă, da, atunci se adresează. Și aici deja nu se face, nu există top. Sunt analizele care trebuie, este biochimie, sunt analizele generale care trebuie indicate să-și vadă indicatorii de sănătate. Evident că sunt analize de top, de regulă astea sunt analizele generale. De exemplu, generală sânge, o hemoleocogramă, la noi se face pe 22 de indici și atunci îți vezi, în caz că ceva nu e în regulă, automat se aprinde bec roșu, noi spunem așa, și atunci trebuie să mergi mai departe cu analizele. Cred că asta ar fi analiza de top, trebuie să analizele generale, nu numai generală sânge, să fiu înțeles în funcție de problema care are, dar cel mai mult este un set, sunt niște pachete de analize generale pe care fiecare om trebuie să vină la orice laborator și să spună vreau profilactic un Așa. Pachet de analize. Sunt accesibile, sunt ușor de făcut, accesibile ca preț, ca tehnologie și într-o zi poate avea la o zi 3, poate să aibă rezultatele și atunci să-și vadă starea de sănătate. Bine, dar dacă este să privim și în lista de prețuri, cam este ridicat și moldovenii se uită și la aceasta. Cam cât de des vin moldovenii să-și facă aceste analize la pachet? Este indicat să vină de două ori pe an. Aha. Este bine să facă măcar o dată pe an analize profilactic. Deja oamenii sunt care vin și peste o zi, care trebuie să-și monitorizeze anumiți parametri. Vorbesc de persoanele diabetice, vorbesc de alte categorii de persoane care sunt nevoite să-și facă analizele, să-și monitorizeze chiar lunar indicatorii de sănătate. Iarăși, cei mai mulți de nevoie, fiindcă urmează un tratament,
după tratament trebuie să-ți vezi iarăși indicatorii, dacă tratamentul s-a încununat de succes și atunci iarăși avem nevoie de laborator ca medicul să ia o decizie, să se liniștească că s-a tratat sau de făcut anumite corecții a tratamentului. Uh-huh. Vreau să ne spuneți dumneavoastră careva situații atunci din experiența, sigur, pe care o aveți atunci când pacienții au ajuns prea târziu, sau să le dăm un exemplu cetățenilor ca prin acest exemplu ei să înțeleagă că trebuie totuși de făcut aceste analize, de adresat la timp la medic. Da. Din păcate, repet, oamenii se adresează, chiar și cancer, se adresează în stadiul 3-4. Noi suntem o națiune care, așa, de sufletiști și vrem să, când, pentru părinți, pentru cineva apropiat, dorim. Am avut și situații când bătrânica, copiii o aduceau, nu mi-iasă din ochi exemplul ăsta, efectiv nu puteau, au adus-o în brațe ca să-i facem analize în situația în care doamna aveau, era în stadiu 4 de cancer și nu mai, deci efectiv au trimis-o acasă. Era prea târziu. Să moară și atunci copiii s-au sesizat și încearcă măcar ceva să facă din responsabilitatea asta. Ar fi bine ca lucrurile astea să se întâmple mai devreme, când părintele, aproapele, persoana care o iubim, se facă din lucrurile astea din timp. Fiindcă atunci avem șanse mai mari ca și un cancer depistat precoce, sunt mai mari șanse să salvăm persoana. Și aici ține de cultura sanitară a cetățenilor noștri, fiindcă o să vă dau un exemplu. În România, de exemplu, deja este, nu știu, un trend, o tradiție, cum să zic mai corect, când tinerii, așa, înainte de a începe o relație, mă refer tinerii, chiar în rețeaua noastră, tinerii care merg, încep o relație, de liceu, merg întâi la, într-un centru de-a nostru, merg la laborator, își dau analizele. Despre asta urma să discutăm în continuare, dar dacă totuși ați ajuns la aceasta, aș vrea să ne spuneți, de fapt, pentru cupluri, când este momentul potrivit ca ei să se adreseze la un medic, așa, da, după cum spuneați la început. Când se începe o relație, așa, atunci e cel mai potrivit, nu când ne hotărâm să facem un copil, sau atunci când se începe o relație, atunci, dacă persoanele se respectă, dacă se respectă înseamnă că se iubesc, atunci merg de mânuță la un laborator și își fac analizele medicale. Vă spunem chestiunea asta fiindcă lucrurile astea de aici trebuie să înceapă, ca să nu ajungem la exemple din astea care nu-mi place mie să vorbesc despre ele, de aici să începi. Și atunci noi ce avem cel mai de preț? Avem timpul și avem sănătatea. Dacă nu avem sănătatea, nu o să fim apți de muncă, nu o să ne putem bucura de familie, nu o să putem să facem alte lucruri la care visăm. Și de asta este important cultura sanitară a societății, ca lucrurile să le facem la timp. Eu pot să vă explic și prin matricea cheltuielilor că este mult mai mai puțin costisitor sau să faci lucrurile programat pe o perioadă de 30-35 de ani, pentru probleme oricum o să apară pe parcursul vieții, decât să ajungem într-o situație când trebuie să vinzi tot de pe lângă casă și tot din păcate soluțiile sunt și scump și ineficient din păcate. Dacă lucrurile nu sunt făcute la timp. Dacă doriți să vă fac o comparație, sănătatea e ca și într-o plantație. Uh-huh. Dacă la timp avem grijă de ea, dacă o udăm, dacă o întreținem cum te, avem și o roadă bună. Așa și noi, dacă avem grijă de sănătatea noastră și facem analizele la timp și mergem și consultăm, fiindcă nu e suficient să facem numai analize și consultăm și un medic specialist bun, atunci ne avem șansa
să ducem o viață, să ne împlinim visurile, obiectivurile care le avem în viață. Bine, vorbeați dumneavoastră despre cultura sanitară, da? Cum am putea noi să îmbunătățim această cultură sanitară a moldovenilor? Să generațiile, știți că oamenii după 50 de ani sunt șanse mai puțin să învețe, dar asta se educă din fașă. Așa. Din fașă. Asta trebuie să lucrăm cu copiii noștri, cu aproapele nostru. Asta nu se întâmplă mâine. Eu pot să vă fac niște comparații despre cultura, dacă îmi permiteți, sanitară în România, Republica Moldova sau Ucraina, unde activăm noi. Se manifestă diferit și ține de aici reiesă și indicatorii care calculează OMS-ul și alte organizații de specialitate. Începând de la alimentație, ține de aerul respirat, așa. Ține de un angajat care merge la serviciu și condițiile în care acceptă să desfășoare munca. Sunt multe, multe niveluri de care trebuie să le ating. Și aici trebuie toți factorii implicați, familia, societatea, statul în întregim, astfel încât să avem o societate sănătoasă. Bine, dar cum ar putea totuși până la urmă să motiveze copiii, să motiveze mamele, bunicile să meargă la un simplu control? Pentru că vedem că și cancerul este o boală care nu cruță tinerii, dar cu atât mai mult bătrânii, mamele și bunicile noastre. Cum să le motivăm? Pentru că ele mereu sunt ocupate, mereu nu au timp pentru a merge la un medic. Ce trebuie să facem noi? Metodic trebuie să explicăm, să informăm, să venim cu exemplu aproapelui, așa. Astfel încât să-i convingem. Cu un copil, și dacă repartizăm pe segmente de vârstă, un copil intervine mămica, autoritatea mămicii, și de regulă aici și în ultima perioadă ce văd eu se lucrează pe segmentul acesta. Ce ține de vârsta medie, femei, bărbați, aici aș orienta mai mult, în general copiii vin la analize și ăștia sunt cei mai mulți, să știți că vârsta medie, aici trebuie de lucrat, din cauza că aici se lasă. Noi în ziua de astăzi lumea e grăbită, nu are timp și din păcate iarăși din fuga asta după trebuie să facă asta, serviciu, familie, se lasă pe planul 2 sănătatea. Aceeași situații la bărbați, iarăși graba, fuga și de regulă se sesizează prin vârsta a treia, când se începe a se contura boala, când vine o problemă și atunci oamenii încep să sesizeze și să vină la un laborator. Dar nu sunt toți așa, vreau să înțeleagă foarte clar, sunt persoane responsabile, nu știu, mă întreabă foarte des care e ponderea, care se schimbă, adică ca grupi. Noi avem situația pe grupe de vârstă, dar o pondere de 5-10% vin și își fac analizele profilactice. Bine, singur își cer analizele, au grafic în care el știe că în luna decembrie el vine și analize. Foarte mulți vin de peste hotare, dar aici intervin nu neapărat educația, dar accesibilitatea. În Republica Moldova rezolvi ușor, vin la un laborator, ai acces, îți poți vedea analizele, îți remit rezultatele.
Chiar și în țările europene accesul este mai scăzut. Acolo sunt alte funcții, pe asigurări se merge, e mai greu accesul cetățenilor. Și probabil și de asta ei când vin aici, cei care pleacă peste hotare, își caută mai des. Și aici e grupul activ, care vă spuneam, de mijlociu, ca grup de vârstă. Da, noi... Acum să vă răspund ce a trebuit. Cred că asta trebuie să informăm și să vorbim, să explicăm. În ce privește noi facem lucrul ăsta, explicăm chiar și în recepție medicii cu care lucrăm. În laborator apar permanent metode noi, investigații noi care trebuie explicate. Noi lucrăm pe segmentul ăsta, astfel ca să facilitez decizia persoanei de a-și merge la un medic, de a-și face analize, de a avea grijă de sănătate. Dar știu că aveți un set de analize care este posibil să fie achitat de cineva din străinătate, din familie, și aici persoanele să-și facă analizele. Da. Ne dați mai multe detalii despre această procedură? Noi am elaborat un mecanism de plată, iarăși ține de accesibilitatea. E o cerere online de analize, persoana are posibilitatea să o achite în regim online, aflându-se din Statele Unite, în orice țară din lumea are asta, și are posibilitatea să își achite pentru mămica, pentru părinții care au rămas. Fiindcă, iarăși, noi discutăm, dar ține și de... Sunt multe persoane care, sărmane, nu-și permit lucrul ăsta. Și aici, familia, mulți dintre ei intervine familia și îi trimite la analize, tot din grija față de ei, ca să le estimeze sănătatea. Noi chiar și acum avem un voucher în care orice persoane, promovat la companii, orice angajator, fiindcă interesul lui este să aibă oameni sănătoși la serviciu, apți de muncă, au posibilitatea să facă cadou anumite pachete de analize pentru... Așa. Și sunt foarte interesați, să știți, oamenii reacționează la lucrurile astea, fiindcă ce poți mai frumos să-i dăruiești la o persoană dragă, la o persoană care muncești cu el, să-i dai, fiindcă de lucrurile astea depinde s-ar putea să aibă efect peste 4-5 ani și omul când... Dacă nu se sesizează, poate mai atunci, dacă eu îi dădeam un set de analize generale, poate nu s-ajungea în situația asta. Fiindcă oamenii cel mai des își se reproșează când ajung într-o situație dificilă, să zic așa, cel mai des își reproșează că n-a avut grijă, n-a fost la medic, nu și-a făcut analizele. Nu și-a făcut anumite lucruri care trebuia și știa, cel mai important, știa că trebuie să le facă. Dar știm că aveți laboratoare de analize medicale, practic, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Vreau să ne spuneți în care parte a țării sunt mai activi oamenii, femeile, inclusiv unde vin un număr mai mare pentru a-și face analizele? Da, sigur, sunt zone, noi suntem la Hâncești, Ialoveni, Bălți, Briceni, Soroca, Orhini, mai multe raioane. Cât n-ar părea de stran, dar iarăși acolo unde e cultura sanitară, cei mai interesați de analize sunt rușii. Așa. Chiar dacă nu vin să fac analize, un pachet mai mare de analize, dar o generală sânge, un sumar urină, care sunt analize accesibile, sunt într-o 100 de lei, care și le poate permite, ei vin primii la noi și își compară, și își fac și la stat, și vin și fac și la noi ca să le întărească. Geografic, cred că nordul, evident, centrul ăsta și nordul sunt mai activi. Dar iarăși se formează. Noi acum vreo 4 ani la Ialoveni am început activitatea. Cel mai straniu că am început lucra cu satele din prejur, unde nu aveau
laboratorul, adică care le au acolo centrele de sănătate, aveau un spectru foarte îngust. Și atunci ei au început. Noi lucrăm, nu suntem un laborator de fițe, suntem accesibil pentru toți, fiindcă poți să ai tehnologia cea mai bună, dar dacă nu ești și accesibil, atunci tu poți sta acolo undeva cu tehnologia ta, dar să nu fie accesibil pentru cetățenii țării. Aha, am înțeles și cunoaștem că atunci o femeie când primește rezultatul unei analize, ea deschide internetul, se informează despre acest rezultat și ce recomandări aveți dumneavoastră? Este bine sau nu este prea bine să ne informăm despre internet? Mai bine să ascultăm medicul? Cum trebuie să procedeze? Oamenii este bine să se documenteze. Important este să se documenteze de pe o sursă sănătoasă, să zic așa, dacă corectă. Bine, cum ar putea internet... ele să depisteze o sursă sigură, una sănătoasă, vă spuneți da. Dumneavoastră? Eu recomand tuturor să-și ia de bază, de referință, medicul. Așa. Noi putem să ne documentăm. Eu vorbesc cu mulți medici și îmi spune, domnul director, vine omul la mine, și vine și începe să face dezbateri pe un subiect sau alt, că a citit undeva acolo. Și dacă și-a luat o informație greșită, atunci medicul, în loc să-i facă medicație, trebuie să-i dezbată careva idei pe care le-a prins omul. Așa. Nu există tratamente generaliste, fiindcă dacă ar exista, ne-am uitat în carte și am face tratamentul. Nu există așa ceva. Există medicul care are clinica. Există medicul. Eu pot să le recomand oamenilor să meargă la același medic, la același medic de familie, la același specialist. Nu numai el, să meargă toată familia lui. Fiindcă anumite boli, anumite, dacă sunt la mămic, atunci le are și tăticul, le are... deci baza trebuie să fie la medic. Medicul este unicul deocamdată care este în drept să dă un tratament corect. Oamenii este bine să-și ia opinii, dar pentru ei, să nu facă dezbatere pentru ei, fiindcă e greșit, nu e corect lucru acesta. Fiecare, cineva, dumneavoastră știți să faceți emisiuni, un medic trebuie să facă medicație. Dacă m-aș apuca eu să zic că pot a face și o emisiuni mai bine ca dumneavoastră, nu ajungem unde... Fiecare cu domeniul său, corect, până la urmă. Corect. Da, sunt surse destul de credibile, sunt surse, dar ele nu au toate datele probleme. Astea sunt informații generaliste. Este bine să ne documentăm, este bine să învățăm, este bine să ne dezvoltăm și în felul ăsta să avem și noi o siguranță, o liniște. Sursele sunt diverse și accesibile. Nici eu nu pot să vă răspund care e cea mai bună sursă, dar ca să evităm riscul ăsta, este bine de luat cât mai multe surse și atunci din acestea minimul 3-5 surse poți să faci o concluzie cât de cât aproape, dar nici de cum de bază. Oricum, ultima concluzie, medicația, trebuie să o facă medicul specialist. Bine, și cum ar trebui oamenii să se orienteze ca să aleagă un laborator sigur care să-i ofere niște rezultate corecte și conform realității? Cum ar trebui să selecteze aceste laboratoare? Sigur că în primul este medicul care el lucrează cu mai multe laboratoare, el are pacientul, v-am spus și la începutul emisiunii, și are laboratorul. Și dacă el greșește, laboratorul greșește o dată, a doua, a treia, atunci medicul nu o să mai recomande laboratorul respectiv. Așa. Îl alege prin recomandări și să le dea o șansă. Sunt multe laboratoare, încearcă, vede cum este primit într-un laborator, vede într-a doilea, medicul cât este medicația care îți face și rezultatul. În baza rezultatului îți faci o,
o concluzie finală care laborator. Este bine, colegii mei tot îmi spun că, domn director, la Bălți a mai venit un laborator, acolo a mai venit cineva, foarte bine, este loc pentru toată lumea și au de câștigat pacienții, fiindcă într-o concurență sănătoasă are de beneficiat pacientul, prețurile vor fi mai accesibile, calitatea ridicată și încă o chestiune care trebuie să vă spun, în laborator n-ai voie să greșești. În laborator trebuie să dai, e ca în dragoste, dacă ai greșit odată, îți pierzi credibilitatea. Bună comparație! Da, dacă, și de asta noi în laborator maxim încercăm să evităm erorile umane. Noi toate procesele sunt automatizate. Ceșimologie, biochimie, majoritatea sunt automatizate. Adică eroarea umană în laborator foarte mult înseamnă un punct. În laborator foarte mult înseamnă un zero. Și atunci excludem în totalitate introducerea datelor cu pixul, transmiterea rezultatelor se face automate, aparatele singuri își scanează numele pacienților și din ce mă bucură pe mine că am din ce în ce mai multe laboratoare, inclusiv acum tendința chiar și la stat, au început să introducă softuri ca să eviți partea asta de introducere a datelor. Da. Mm-hmm. Vreau și să ne spuneți, da, mai aveți ceva de dorit. Da, și nu numai a datelor, fiindcă nu numai a datelor personale, vorbesc și datele clinice, datele chimice a aparatelor, tot ce formează un peizaj într-un tratament. Vreau să ne spuneți cum este la capitolul personalului calificat în laboratoare. Duceți lipsă de personal? Da. Noi în laborator lucrând cu practic toți care nu vin, sunt persoane pregătite. Personalul care vine la noi este nevoie de niște instruiri. Așa. Trebuie să aibă o bază medicală. Dar medicul practic din laborator, pe aceeași biochimie, echipamentul practic îl validează. Trebuie să știe meserie, dar adică implicarea lui este minimă. Deja medicul se transformă într-un fel de operator. Să înțelegem că aceasta nu prea afectează calitatea analizelor sau mai ales inclusiv oricum, sănătatea nevoie, pacientului. Este nevoie de medic pentru a procesul al duce la... dirija, da, a dirija uh-huh. procesul. Cadrele sunt o problemă în piață, fiindcă există fluctuațiile, există oamenii pleacă, dar încercăm, slava Domnului, la noi avem o fluctuație destul de redusă în cadrul laboratorului și facem tot ce ne stă în putere, adică să-i motivăm, să le creăm condiții de lucru bune, să le dăm un salariu, să le dăm un salariu bun. Sunt mai multe motivații și intersecții, extersecții, care oamenii trebuie să ai grijă la toate lucrurile acestea. Eu încerc să mă înconjur cu oamenii responsabili. Zona noastră de administrare este destul de mare. Eu nu reușesc fizic să fiu lângă ei și de asta încerc să mă înconjur de oameni responsabili, oameni serioși și mulțumim Dumnezeu. Până acum facem față la lucrurile... La lucrurile astea. Bine, sunt și excepții, nu se înțelege că totul este ideal, unde sunt oameni, acolo sunt și probleme, dar încercăm să găsim soluții, să rezolvăm, să le creăm contextul, să muncească eficient și ce ține din partea mea, încerc să le fac, să le ofer tot, atât cât pot și mă duce... Da, dar tinerii sunt interesați să activeze în aceste laboratoare, mai ales vorbind de teritoriu, căci, după cum vedem, tinerii nu prea vor să meargă în teritoriu din cauza unui salariu. Cum este situația? La Briceni, jumătate de an mi-a trebuit ca să aduc centrul deschis, ca să rezolv partea cu personalul. Sunt niște probleme mai, dar am găsit într-un special, i-am luat de pe băncile colegiului de la Bălți și o doamnă iarăși din zonă
Am vorbit, cred că, cu toate cadrele medicale acolo la Briceni. Noi am rezolvat-o și, slavă Domnului, e bine, adică avem și rezultate. Problema este în cadrele medicale în general pe localitate. Sunt chiar la Briceni, dacă am deschis subiectul, sunt toți trecuți de vârsta de, cred că, de pe majoritatea. Majoritatea. Așa. Acum încerc să-mi amintesc, majoritatea sunt trecuți de asta. Mă tem să mă gândesc ce o să fie peste 5 ani acolo, peste 10, dar nu, eu zic așa și le spun și la, ca să le zic că o să apară alte soluții. Vine puternic telemedicina, vin alte soluții care o să rezolve problemele. Dar avem un deficit mare, mai ales în raioane, în oraș, în le mai mari, ok, dar în raioane avem mari deficit de personal și din ultime date a problemei ea se va acutiza, fiindcă acum chiar în România, nu știu, zilele astea li se vor echivala diplomele și noi ne așteptăm la un flux foarte mare de medici, au salarii mai bine, acolo o să plece în următoarea perioadă și mai mulți. Bine, spuneați dumneavoastră că aparatajul este nou. Ar putea să fie instruită o persoană din alt domeniu, nu numai decât să fie o persoană din domeniul medicinei sau cum stau lucrurile? Deci, persoana trebuie să aibă pregătire medicală. Aha. Asta sunt cerințele care trebuie respectate și noi ne supunem acestor cerințe. Zona medicală este o zonă foarte reglementată și este descrisă în regulament foarte clar. Adică noi avem acreditare, avem lucruri care trebuiesc. Sunt persoane care își fac să biologii, de exemplu, care au facultatea de biologie, se reprofilează pe un domeniu mai îngust. Deci răspunsul meu este trebuie să fie cadru medical, în caz că mulți se duc și se pregătește. Oricum, noi, cei care intră în clinica Sante, obligatoriu trebuie să aibă studii medicale. Am înțeles și ați putea să ne spuneți cum se situează Republica Moldova în ceea ce privește calitatea analizelor de laborator față de alte state membre ale Uniunii Europene. Unde suntem noi? La ce nivel? La nivel egal cu statele Uniunii Europene. Deci vă zic cu certitudine, noi avem pacienți care vin din Germania, chiar acum Polonia, deci suntem la nivel și oamenii cu încredere pot să acceseze serviciile medicale de laborator aici în piață. Vă zic lucrul ăsta la modul cel mai serios. Sunt anumite analize care nu sunt accesibile din raționamentul costurilor, care ele sunt și în piață poate la preț sunt mai mari și nu sunt accesibile, dar orice cetățean a țării își poate și aceeași imunohistochimie, aceeași, avem multe analize pe genetică, pe partea de genetică, acum vine în forță genetică cu foarte multe investigații, da, ele nu sunt atât de accesibile, dar ele sunt și noi contractăm în alte zone. Dacă azi nu o facem, în vreo 3-4 ani când o să avem volumele, o să le facem și să înțelegem o să că le avem facem tot ce ne noi. Trebuie. Avem tot ce ne trebuie, doar trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Și dacă îmi permiteți o paranteză să mai fac aici, referitor la cadre, că e o problemă dureroasă. Eu aș invita persoanele care sunt în liceu, clasa noua, să meargă la facultatea de medicină. În mod sigur o să-și găsească un job, fiindcă medicii sunt căutați, nu numai în Republica Moldova, fluctuația de cadre în toată zona, balcanică și nu numai. Cei din România pleacă în Franța, pleacă în Statele Unite, aceeași problemă o are și Polonia, Ungaria, deci e o fluctuație normală. Deci cu încredere să vină la colegiul de medicină, la
la Universitatea de Medicină că o să aibă pâine de mâncat în domeniul ăsta și în viitor. Am înțeles. Și dacă să ne întoarcem la aceste analize, de ce unii cetățeni merg peste hotare să fac analiza exact aceeași, repetată, nu au încredere sau din ce cauză? Fenomenul ăsta era pronunțat acum 5 ani, până a investi, până a intra în piață jucătorii rețelele străine, până a venit noi, până... Acum mai puțin din merg sau spre deloc, fiindcă o analiză, cel mai des plecau de la oncologic, o analiză care se făcea la Kiev sau se duceau și o făceau chiar în București sau în Germania, deci au posibilitatea să le fac aici la noi și nici n-ar fi cazul. De exemplu, rețeaua noastră, noi avem un contract cu Cerba, în Franța facem, iarăși cu Mayer în SUA. Deci lucrurile astea gata, s-au rezolvat. Pentru cei care cunosc, dar medicii de regulă cunosc și recomandă, dar dacă omul dorește, dar astea sunt cazuri, credeți-mă, excepții spre din ce cunosc eu și informațiile care am, foarte, foarte puțini, care doresc totuși să meargă la Kiev sau doresc să meargă în alt... Atunci e dreptul lor, achită transportul, iarăși merg până acolo, merg și histologii de regulă mai merg în lucrurile astea. Mai este un aspect important, știți, dintr-o analiză există o etapă foarte importantă, pregătirea de analize. Laboratorul îți dă ce este. Dacă îi pui paharul ăsta de apă și el îți dă chimia ce e în paharul ăsta de apă. E foarte important să ne pregătim corect de aceste analize pentru ca rezultatele să nu dai fals pozitiv sau fals negativ. Laboratorul sau echipamentul nu vede persoana, nu vede clinica, el are materialul. Și ce material îi pui, acela îți... Bine, și cum ar trebui să îi pregătim? Aceea îți furnizează. În funcție de ce analize dăm. Pentru fetițe sau doamne, același frutiu, același babiș, papa Nicolau, care trebuie să-l recoltăm. Lucrul ăsta trebuie discutat cu medicul sau la etapa când suntem venim la analiză, fiindcă după protocol orice persoană semnează că m-am pregătit corect și este, fiecare laborator este obligat să-l informeze că cum să se pregătească corect, astfel încât să aibă un material, noi spunem material biologic pentru laborator. Am înțeles și pentru că mai avem puțin timp, vreau să ne spuneți cum vă implicați în campaniile de informare. Noi ne implicăm cu resursele pe care le avem și prin mijloacele care ne stau la dispoziție. Sigur că campaniile mari de informare cer resurse pe care noi nu tot timpul le putem să le disponibilizăm pentru lucrurile astea. Deci noi încercăm să ne facem misiunea noastră de informare, dar în raza pacienților noștri la care ajungem. Dacă vă referiți la campaniile de informare mari care se fac, sigur că aceștia trebuie să le facă specialiștii. Dacă vă referiți la partea de screening-uri, noi suntem executori, adică putem fi contractați pentru a face aceleași babe și papa Nicolau sau alte analize de care pentru a vedea care este starea sănătății pe anumiți parametri într-o anumită zonă, atunci noi ne implicăm prin executare, adică prin realizarea acestor analize. Și informarea o facem cu fiecare pacient atunci când vine la noi la clinică, încercăm să-i furnizăm informația prin medicii noștri care lucrează specialiști. Asta încercăm. Domnul Chițanu, vă rog foarte scurt un mesaj pentru întreaga societate. Uh,
le sugerez tuturor oamenilor să aibă grijă de sănătate, fiindcă asta e cel mai de preț ce au la moment. Și de acelor apropiați. Și dacă pot influența pe cineva să le ia de mână, să meargă cu încredere la un medic, la un laborator, soții, dacă vor să aibă o soție sănătoasă, dacă vor să procreeze, să aibă un copil sănătos, să aibă grijă de sănătate, să meargă și să o întrețină. Asta trebuie să facem. Și dacă vom face lucrurile astea, o să fim fericiți. Cu siguranță. Eu vă mulțumesc, domnul Chițanu, pentru informații. Vă dorim mult succes în ceea ce faceți și vă mai așteptăm la noi. Cu drag. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Ochiul Public. Să aveți o seară cât mai frumoasă. Acum rămâneți alături de Noroc TV începând cu ora 19. Urmăriți programul informativ actual. La revedere!